Omul de afaceri Tony Iuruc și Simona Halep trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de 2 ani de zile. Aceștia s-au cunoscut în vara lui 2019 într-un club de la Malul Mării. În această vară, Tony a cerut-o pe Simona de soție. Apoi a urmat o petrecere cu doar câteva persoane apropiate la vila din Izvorani. După doar câteva luni, Simona și Tony au decis să spună da în fața ofițerului stării civile. Înainte însă de eveniment, jucătoarea de tenis a fost surprinsă când ieșea din casa tatălui său. Bună dimineața! Părinții Constanțencei le-au urat multă sănătate. Aceștia au recunoscut că au emoții pentru acest moment unic în viața fiicei lor. Emoții normale ca la fiecare. Ce le doriți Simonei și lui Tony? Multă sănătate, că restau de fapt. Noi suntem foarte transparenți, normal că toți oamenii din pe suprafața Pământului și atât nu trebuie să facem altceva când avem nimic de ascuns. Am emoții ca o fiecare mamă când vine această zi pentru copilul ei. Ce să vă spun, m-am rugat să fie o zi cu soare, o zi liniștită, ceremonia să fie frumoasă, petrecerea minunată și toți invitații să fie bine și sănătoși. Invitații au început să sosească după ora 15. Primii au fost părinții Simonei, apoi au ajuns și fratele tenismenei Nicolae, împreună cu soția și cei doi copii. Printre numele importante care au venit la ceremonie se află și Ștefan Bănică, George Cosac sau Florin Segârceanu, precum și Gică Hagi, Gică Popescu și Florin Răducioiu. Să fie frumos oricum, să fie frumos. I-am adus flori și m-am rugat să-i dau o rachetă de tenis de-a mea, dar n-am avut timp să mă duc la București. E sănătoasă. Mai are mult timp de jucat tenis. E un mare eveniment pentru el. Mă bucur foarte mult pentru ei. Le urăm într-adevăr casă de piatră. Sunt foarte bucuros, într-adevăr, și vă dați seama că de repede sunt foarte onorat că sunt aici. Cadoule nu se spune. Nu se spune. Important e că suntem aici să facem parte din această sărbătoare extraordinară lor. La scurt timp la locație au ajuns și cei doi miri. Aceștia l-au făcut cu mâna celor prezenți, apoi au intrat în local. Simona și Tony au ales să-și unească destinele chiar la clubul unde s-au cunoscut. Ceremonia a fost oficiată de primarul Constanței, Virgil Chițac, iar nașul de cununie a fost unul dintre proprietarii restaurantului unde a avut loc petrecerea. 2 secunde la poză, Simona! Simona, o poză! Simonica! O poză în față, aici! Alep, Simona, de bună voie și nesilită de nimic. Ei în căsătorie pe cetățeanul Iuruc Apostol Gabriel? Da. Aproximativ 300 de invitați au participat la eveniment. Cei care nu aveau certificat de vaccinare au fost testați pentru COVID-19 într-un cort amplasat în curtea restaurantului. Întreg localul a fost înconjurat cu un gard și păzit de mai multe forțe de ordine. Nunta religioasă va avea loc anul viitor.